No, să vezi cât e mecanic bun. De merg din serviciu să schimbe etrierul. Și aici am rămas fără frâne, că nu o strâns ăsta bine aici. Acum m-am chinuit de aici acasă să caut case ăsta, ca să văd că a rămas fără frâne. După da, o săptămână de funcționare mi-a apărut în bord. Da, curios. Când au apărut din prima, știi, dar merg la mecanic și spui și zice că el e super mecanicul. Nu vrea să-i spui nimic, nu vrea să te audă, nu vrea să vorbești cu el aici în Anglia. Știi? Îți arăt unde îmi parchez mașina. Pet de... Vezi? Petele. Uite. Aici pe trotuar. Pac, urc o roată pe trotuar. Zdrang, zdrang. Și mi-a zis mașina stop, stop, stop. Și n-am stat cu stopul și când au zis că vezi că pierzi. Mi-a zis în bord că pierd lichidul de... Asta mă întâlnit totuși inteligent, nu? Că mi-au zis că pierd lichidul și atunci am zis, opa, trebuie să vin să văd. Și ăsta l-am cumpărat de mâna a doua, m-am dus la un service cu un băiat mixt româno-maghiar, mai mult maghiar, cred că, care n-are răbdare să vorbească cu clientul, el se face drege spânzură, te dă afară din serviciul lui. Așa, aici în Birmingham, toată lumea e mecanic. Na. După ce mi-a schimbat ăsta etrierul, au zis că nu, ăsta e de vină, că e de vină cablu. Dar el nu știu să-mi spună înainte că nu schimba etrierul, că schimbă cablu. Știi, după ce a schimbat etrierul, dar zice el, bă, dar eu nu ți-am spus să schimbi etrierul. Eu nu ți-am spus. Păi nu, că eu m-am dus la inspecția tehnică și l-au zis că e etrierul. Și eu m-am cumpărat un etrier vechi cu 20 de lire. Și am venit la el și el mi-a schimbat etrierul și după ce a schimbat etrierul și-a dat seama, zice că cablul nu-i bun, dar cablul funcționează, mie nu știu de ce zice că nu-i bun cablul, că nu vreau să-mi explice, că sunt nervat în momentul în care eu i-am spus că de ce nu mi-a explicat, că de ce m-a schimbat ăsta, etrierul, dacă îi devină cablul, el nu știu înainte. S-a enervat de tot s-o căca pe el și tare s-a enervat. Vă dați seama, nu? Deci tu n-ai voie să zici nimic la domnul mecanic. Dacă tu ești mecanic, eu nu ți-am spus să schimbi asta, etrierul, tu ai venit. Băi de mă, și eu vin ca prostul la tine și zic, bă, schimbă etrierul că e defect. Tu ca mecanic când îți faci roata, nu poți să-ți dai seama că nu-i defect etrierul și să-ți spui, bă, prostule. He, nu poți să schimbi asta că nu-i defect, îți schimb cablu. El pac, 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 repede să-mi desfacă asta, să scape de mine sau eu știu, să-mi ia numai banul și... După aia, la final, na, asta este. Asta am vrut să arăt. Cam cum e treaba, să știți.